Băi, ce v-a ciudat? O fi eu paranoic. Recunosc în bolnav mental. Dar sunt prea multe coincidențe. Cum mănânc mâncare de țară, mi se face rău. Și mă bolnăvesc. Fata lui tata, ea mi-o aduce și cu mama. Tu crezi că e conștienți? Nu. Cum? Sunt nebuni? La cap. Păi, ea zice lui tata. Tata, cred că ia niște piculețe de alea. Cu nitris, fosfați, azotați. Și dă cu dăia mulți. De ce? N-am văzut paraziți. Fructii lui e prea frumoase. Legumii pulăroase. Prea crește așa, alanda la mari. Și noi știm pământul ăla lui tata. Era argilă de aia, ca să-l îngrași pe ăla, trebuia de zile. Trebuia tata, dar dacă e țăran, original, s-a făcut deștept la bătrânețe și mi-a promis el că mă omoară. Bă, aproape că ai reușit. Sunt foarte bolnav, tătică. Și am mai observat ele ceva, când mă duceam în vizită la tata, așa, nu mă simțeam rău dacă mâncam acolo. Ceea ce mâncau ei. De ce? Era periculos să mă la acolo la ei. Și atunci mi-o aduce aici să mor eu aici. Că trag băuturile! Bă, o-i trag eu băuturi și drojdi și de-astea. Dar așa, în câteva zile, pula mea, foarte rapid. Cum vine mama cu papornițile? Păi ești, nu, ăla de demen la cap. E senil. Auzi, ce rău îmi vine. Mi-a infectat toate alea. Am infecții, am... Iese prin piele, pula mea, multe chestii care nu trebuiau să existe. Îmi pierd cunoștința de prea multe ori. Starea de conștiință. De prea multe ori. Până la urmă nu există nicio explicație. Na, să zicem că e și schizofrenie de vină. Sau ce dracu e. Dar sunt prea multe îndesite, așa, mă. Cum? De foarte multe ori, așa, la câteva zile, zbang! Pe sistemul orice minune în România durează 3 zile. Cum adem puțin ciuguleț de la mama și de la tata? Păi o să fac și eu ca Baudelaire ăla, poetul francez. Ăla care a inventat calculatoarele. Ăla la un moment dat, dar ăla că era boșorog la cap. Era și ăla biliu. Credea că e otrăvit. N-am mai băut apă și n-am mâncat. Și am zis, bă, era divin, dar la de bătrân. Deci, fata lui tata, tu nici nu știi ce-mi trimiți. Cum mănânc o conservă ceva ca asta? Nu poate să pula mea să le facă tata. Ce ar putea să facă? Ce pula mea să bage omul într-o conservă? Uite. Am mâncat și conservă putrezită. Am lăsat-o aici o zi, s-a putrezit. E mai bună asta putrezită decât mâncarea de țară. Bă, tata, îmi pare rău. Și eu am mâncat mâncarea de țară. Și eram copil mic. Deci eram mult mai sensibil. Dar mă simțeam bine după mâncarea de țară. Că știi că tu erai săracili, mama ea săracili și la mâncare de la țară. Dar făceai și tu rânz la mare și te simțeai bine și după aia bătai copii. Și după aia, pe sistemul eu te-am făcut, eu te omor, dă cu spray-uri pe alea. Eu le simt așa că pac, pac, pac. Dar cred că le și spală în prealabil că e civilizați. Și nu se mai simte la gust, da. E substanțele aia băgate. Și e în overdoză. De ce? Prea mult am infecții intestinale, traheale, îmi apare... coșuri ca la adolescenți. De fapt, organismul încearcă să elimine porcăriile alea. Deci fata lui tata e șchilăriță. E șchilăriță, fată! Nu e de vină cel care apasă pe trigger. Chiar și cel care îi face așa ceva. Fata, nu știi legea? Nu știe. Nu prea știi multe, știi? Ia întrebă-l pe tata și uite-te și tu pe magazia lui e pe acolo.
Ia să vezi tu niște insecticide. Când insecticide? Dacă ia Andrei din greșeală o pară sau o mară, că-i copil. Dar las că pe Andrei cred că mama îl niște și pare. Să dacă ia Matei, din greșeală, copil, zbârțe pe acolo, pop! Și te ia!